Multe dintre simbolurile pe care le cunoaștem astăzi au o poveste fascinantă, iar unora li s-au atribuit alte semnificații decât cele originale. Limbajul simbolic este un limbaj universal. Semnele, simbolurile, nu exprimă doar relația dintre lucruri, evenimente și gânduri. Unele au rămas indescifrabile, altele ne ajută să înțelegem modul în care s-a dezvoltat gândirea umană, au evoluat arta, obiceiurile, religia și mitologia. Ele au capacitatea de a transmite mesaje care au rezistat trecerii timpului. Pe vremuri, simbolismul era doar pentru cei inițiați. În zilele noastre, tot mai multă lume este interesată de misterul din jurul simbolurilor. Sensul adevărat al multora dintre simboluri este cunoscut doar de istorici și cercetători. Unele sunt ascunse în locuri în care nici nu ne-am aștepta sau imagina. Asociate cu religia, rădăcinile lor sunt mult mai adânci, fiind transmutate de-a lungul timpului. Există un echilibru universal între toate lucrurile opuse: mare și mic, sărac și bogat, întuneric și lumină, creștere și descreștere, mărire și decădere, bărbat și femeie. Ideea este că nu trebuie să fie atașat nici pe yin, nici pe yang, ci trebuie îmbrățișate ambele semne pentru a avea un echilibru în viața proprie, astfel încât să fie acceptat și fluxul natural dintre ele. Atunci când ființele divine au creat omul, au făcut-o la cererea Creatorului, iar El le-a dat instrucțiuni ca fiecare dintre ele să creeze ființe umane după chipul lor unic. Din acest motiv, există rasele albă, asiatică, neagră și altele. Deși aparențele lor exterioare diferă, sufletele lor le-au fost date de Creator și de aceea ele au valori comune. Scopul pe care l-a avut Creatorul atunci când a dirijat ființele divine să facă omul a fost acela de a se folosi de om în vremurile finale, când El va oferi tuturor vieților din Marele Univers, inclusiv ființelor sfinte, salvarea. Dar de ce ar pune Creatorul ființele divine să creeze oamenii într-un loc de un nivel atât de coborât și de inferior? Pentru că, acesta fiind cel mai de jos plan al Universului, este cel mai îngrozitor loc și doar atunci când lucrurile sunt dificile și dureroase se poate eleva o persoană prin practică spirituală și își poate plăti karma. Totul în univers a devenit din ce în ce mai impur de-a lungul procesului de formare, stagnare și degenerare și degradat față de momentul creației. Și acesta este motivul pentru care lucrurile se îndreaptă spre distrugere. Cu alte cuvinte, totul în Marele Univers a degenerat. Viețile nu mai sunt la fel de bune cum erau la început. Nu mai sunt pure și toate au acumulat karma și păcate. Acesta este motivul pentru care se intră în faza de distrugere. Acest tip de păcat este ceea ce a fost denumit în contexte religioase păcatul originar. Pentru ca Universul să poată fi salvat, Creatorul a îndrumat o multitudine de ființe mai înalte și regi ai tărâmurilor divine să coboare pe pământ și să asume o formă umană în acest cadru, unde să sufere, să se eleveze și să-și plătească păcatele și să se reconstruiască din nou, urcând astfel iar în ceruri. Cerul și pământul, la fel ca și omul, au fost făcute de Creator și nu se întâmplă niciodată ca El să favorizeze unele vieți și să le dezavantajeze pe altele. Motivul pentru care unii oameni duc o viață fericită, iar alții nu, se reduce tot la recompensele și retribuțiile pentru faptele din trecut. Astfel că scopul vieții oamenilor pe acest pământ nu este de a realiza ceva în societate. Toate încercările intense și eforturile pe care le fac oamenii în viață, precum și dorința lor de a obține ceea ce își doresc, care poate implica chiar și recurgerea la mijloace lipsite de scrupule, îi fac pe oameni să devină imorali. Motivul pentru care oamenii au venit pe această lume și au devenit ființe umane a fost acela de a-și plăti păcatele și karma și de a face un progres spiritual semnificativ.
În urma unei descoperiri întâmplătoare, haiducul caută răspunsuri de la natură, iar ceea ce descoperă întrece orice închipuire sau concluzie ale arheologilor. În întunecata preistorie, înainte de dezvoltarea limbii vorbite sau scrise, omul a folosit semne și simboluri pentru comunicare. Simbolismul este într-adevăr o formă internațională de comunicare ce depășește barierele de limbă, istorie, naționalitate, cultură și religie. Dar de ce este atât de puternică această formă de stenografie? De ce evocă răspunsuri instinctive atât de profunde? Ce este de fapt un simbol? Haiducul spune, permiteți-mi să dau câteva exemple pentru a pune lucrurile într-o perspectivă biblică. Copacul vieții este conectat la orice. În general, înseamnă conexiunea a tot ceea ce există în univers. Simbolizează unirea și funcționează ca o aducere aminte că nu sunteți niciodată singuri. Semnificația sa este că sunteți conectat la lume. Rădăcinile copacului ajung adânc și se răspândesc în pământ, primind hrană de la pământul mamă, iar ramurile sale ajung până la cer, primind energie de la soare și lună. Arborele vieții era foarte important pentru vechii celți. Ei credeau că lumea era împărțită în trei părți: lumea de sus, lumea de mijloc și lumea de jos. Lumea superioară era cea în care trăiau zeii, lumea de mijloc era cea în care trăiau oamenii și lumea de jos era locul unde locuiau spiritele și strămoșii. Arborele vieții era văzut ca fiind puntea care lega toate cele trei lumi. În acea primă clipă a fost plantată sămânța a tot ce s-a întâmplat în univers. Toate stelele, toate planetele și toate ființele vii au apărut în urma evenimentelor puse în mișcare în momentul exploziei cosmice. A fost, la propriu vorbind, momentul creației. Atunci a apărut universul și nu putem afla ce anume i-a provocat apariția. După cum spuneam, această concluzie este cam neplăcută pentru savanții atei. E supărător să observi o reacție și să nu-i poți descoperi cauza. Haiducul încearcă să afle ce reprezintă anumite simboluri legate de copacul vieții. Cultele orientale păgâne, dar și creștinismul, se folosesc de simboluri și mituri pentru a anima atât trăirile sentimentului religios, cât și credința adoratorilor într-o posibilă comuniune cu divinitatea. Ramurile pomului vieții simbolizează nevoia umană de exprimare prin artă, știință, spiritualitate. Așa cum pomul își întinde ramurile, așa și oamenii își întind brațele spre a îmbrățișa. De aici vine și simbolistica potențialului uman de a fi într-o continuă dezvoltare, cunoaștere, de a deveni mereu mai bun. Trunchiul simbolizează puterea, locul în care ne putem întoarce pentru a ne aminti cine suntem, iar rădăcinile simbolizează locul din care ne tragem. Arborii în general și pomul vieții în special sunt văzuți ca o dovadă a renașterii și a transformării vitale. Ei își trag seva dintr-un subteran unde trecerea în neființă devine energie creatoare care susține viața, viață ce se regenerează an de an cu fiecare trecere a anotimpurilor. Copacii reiau ciclic un cerc al vieții, care se stinge și se reaprinde, menținând în permanență un circuit universal și garantând astfel, la nivel simbolic, victoria vieții asupra morții. Copacii sunt mult mai conectați la energia pământului decât oricare dintre noi. Cu toate că, dintr-o inconștiență criminală, adesea noi îi tăiem, îi smulgem și, în general, îi eliminăm după propriul plac, ce este dictat de regulă de interese financiare, arborii au nevoie de îmbrățișarea noastră. De ce să nu îi îmbrățișăm? Arborii vor să intre în contact cu oamenii, dar este necesar să reținem că ei au o energie unică.
arborii comunică cu oamenii într-un mod mult mai subtil decât modul verbal cu care suntem obișnuiți. Ei ne ajută să ne armonizăm cu energiile naturii și cu propriile noastre structuri profunde. Astfel, inspirația și gândurile benefice își vor găsi din nou drumul spre mintea și sufletul nostru. Haiducul va continua să caute mituri și legende care au avut originea în Grecia antică. Acestea cuprind o varietate de teme și subiecte, inclusiv creația lumii, acțiunile și relațiile dintre zei, eroi și muritori. Există Dumnezeu? Complexitatea planetei noastre ne indică existența unui creator care nu doar a creat universul în care trăim, ci îl și menține în viață astăzi. Oamenii de știință sunt convinși că universul a apărut în urma unei explozii uriașe de energie și lumină, căreia îi zicem acum Big Bang. Acesta a fost începutul a tot ce există, începutul universului, al spațiului, chiar și al timpului. Pentru unii oameni firești, Dumnezeu rămâne o persoană ce nu poate fi ignorată, iar pentru alții, doar o forță impersonală ce stă în spatele a tot ce există. Astfel că modalitatea raportării la cel care este creatorul și susținătorul a toate este foarte largă și diferită. Ce se întâmplă în episodul următor? Ce a descoperit Haiducul? Dacă vreți să fiți la curent cu viitoarele episoade, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube, Haiducul Wild, gratis, disponibil și pe TikTok, sub același nume. Urmăriți-ne și pe pagina de Facebook. Până data viitoare, numai bine!